Salutare și bine v-am găsit la ziua cu numărul 155 din 366. De ce? Pentru că în fiecare zi anului 2024 fac câte o prezentare la câte un pachet de cărți de joc, iar acel pachet, după cum vedeți, va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Locul unde ajunge fiecare pachet de pe zid este decis chiar de către voi, așa că dacă vrei tu să fii următorul care decide asta, lasă un comentariu cu rândul și coloana de pe zid. Să te uiți bine ca acel loc să nu fie ocupat. Asta e tot. Astăzi vă prezint pachetul Bicycle Disney Mickey Mouse Black and Gold. Haideți să deschidem pachetul să descoperim împreună. Nu mai e de joacă. A venit vara, am dat drumul la aer condiționat, am transpirat toată ziua pe mână, doar m-am șters pe frunte. Dar avem Bicycle Disney Mickey Mouse. Foarte drăguț designul, auriu cu negru. Îmi place cutia cum reflectă și cum dă splendoarea asta unui pachet premium. Hai să vedem și pe spate. Avem același chip de la Mickey Mouse. Ceva elemente pe sus și pe jos, stânga-dreapta tot la fel se vede chipul lui Mickey Mouse. Pe una dintre laterale, Air Cushion Finish, Made in USA. Pe cealaltă parte, Disney Mickey Mouse. Sub cutie, cod de bare, faptul că sunt produse de către Disney și au parte de copyright, disney.com. Iar în cazul în care ați uitat de la mână până la gură, mai avem și deasupra pe cutie Disney pe flaps. Haideți să deschidem pachetul, să vedem cărțile de joc și multe chipuri și pe interior și pe flapsurile mici, doar Mickey Mouse. Wow, da. Sunt extrem de similare pe spate, seamănă foarte mult cutia și asta pare că reflectă. Da, reflectă și cărțile, mă așteptam să reflecte doar cutia, avem același design, un design simetric și pe verticală și pe orizontală. Se văd foarte mișto pe spate un pachet negru, hai să vedem și pe față. Primul Joker, pe centru avem chipul lui Mickey Mouse și sus și jos în oglindă și Joker scris pe fiecare colț cu acest bronz spre auriu, se vrea. Și avem și al doilea Joker pe negru, îmi place mai mult acesta pe negru. Ei sunt identici, doar culoarea diferă la ei. Și avem primul as, asul de limă neagră, cu un index foarte mare, un pip la fel de mare, îmi place designul lor. Și păstrează același contur pe colțuri. Cu aceste modele, un as de neagră care în interior din nou are chipul Mickey Mouse, Disney Mickey Mouse. Iar restul cărților de joc par să respecte același pattern pe colțuri. Și pipul modificat acesta, foarte vizibile partea de index, numerele de sus și îmi place și fontul lor cum se vede, foarte drăguț. Pe juvet avem un Mickey Mouse care se vede în dreapta sus, soția sa, Mickey Mini, parcă era Mini, nu? Mini Mouse. Din nou Mickey Mouse și avem cărțile de romb, îmi plac cărțile de joc pe față, au un design foarte simpatic și îmi plac cum sunt desenate. Cred că este identic același desen. Da. Sunt aceleași umbre, doar că în funcție de pe ce sunt. Pe ce picture card. Foarte simpatice. Avem și cărțile de treflă, până la asul de treflă care este uriaș. Și mergem și la cărțile de inimă roșie. Nu prea poți să dai seama între juvete de roșu, spre exemplu, de juvete de romb. În afară de pipurile de pe colțuri, sunt identici. Ok, și mergem prin cărțile de inimă roșie. Stai acolo un pachet. Și avem asul de inimă roșie uriaș. O carte de reclamă de la Bicycle Mickey Mouse. Seamănă cu ce avem pe fața cutiei. Și încă o carte de reclamă de la Bicycle. Hai să vedem cum funcționează pachetul acesta fără aceste cărți extra. Începem cu un evantai pe față, merg excelent pentru evantaie, sunt ceva mai mari pipurile și trase un pic mai spre interior și de asta nu se văd în totalitate toate. Și acum să vedem și pe spate același lucru, un evantai, îmi place mult mai mult pe spate, îmi place că sunt pe spate negru și pe față albe. Și e frumoasă schimbarea asta între cele două etape. Să vedem și evantaile cu câte o mână. Facem cu dreapta întâi și pe urmă cu mâna stângă. Merg foarte bine la evantaie. Îmi plac cum se văd pe ambele părți. Acum îmi place pe ambele părți cum se vede și pe față și pe spate când le fac cu o mână separat. Facem și evantaiul dublu, evantaiul suprem. Excelent alunecă la evantaie și se vede foarte, foarte simpatic evantaiul. Îmi plac culorile,
au mers doar pe trei culori, negru, acest maroniu și acel gold. Superb se vede și reflectă super mișto. Opa, nu mai îndreaptă spre lumină. Cărțile zgârie un pic pe ambele părți, dar zgârie diferit față de alte pachete. Zgâria carton și mie îmi place filmul acesta de carton pentru că le simt foarte solide între mâini. Hai să vedem și la dribble. Excelente pentru dribble, se separă foarte bine. Vreau să mă încerc o dată și la partea asta. Pe colțuri îmi place cum se separă. Dar așa pe margine nu neapărat. O să fac o medie și o să dau nota 8 pentru dribble. Să le vedem și la springuri. Pentru springuri îmi plac. Mai vreau să vă dau vreo două. Ok, și încă unul. Eu le strâng diferit atunci când fac springuri și de asta îmi fac o altă idee. O să dau 8.50 pentru springuri. Să vedem și cum sare Mickey Mouse. Foarte bine, sunt mișto la aruncări. Extrem de controlabile și se simt foarte mișto. Și sunt o idee moi. Îmi plac. Îmi place feeling-ul foarte mult. Atunci când iei câteva cărți așa, se simte foarte bine. Hai să vedem și la un cut. Controlul este bun. Îmi place combinația între spate și față. Se vede foarte mișto pentru cardistry. Aici mai dau unul bonus. Că nu mă costă nimic să mai fac încă un cut cu acest pachet minunat. Îmi place controlul la cardistry pe care îl are. Superb! Cred că vrea și un power spread. Super! A ieșit frumos, e de aur pachetul. Cu siguranță este un pachet de colecție pe care pur și simplu îl ador. Pentru cardistry cu siguranță recomand, chiar și pentru trucuri, mai ales că seamănă foarte mult picture card-uri între ele și puteți să faceți niște șmecherii pe acolo. Îl recomand. Iar comentariul câștigător de astăzi este de la Sebastian Marian Pușcașu 9003 pe rândul 11 coloana 2. Haideți cu el pe zid. Rândul 15, 14, 13, 12, 11 și coloana 1, 2. Apasă butonul de like dacă ți-au plăcut cărțile de joc de astăzi, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet de cărți de joc pe zid și abonează-te la canal ca să nu ratezi niciun episod și ne revedem mâine la următorul review. Până atunci, ca de obicei, eu vă urez să aveți o seară de colecție. Pa, pa!